Salut! În primul rând, felicitări cu primul gol în cariera ta fotbalistică și victoria de azi împotriva celor de la Speranța. Sunt trei puncte importante pentru Zimbru. Cum a fost meciul după părerea ta? Salut! A fost un meci foarte important din punct de vedere al clasamentului, care ne va ajuta în continuare. Ce spirit are echipa la moment? La moment, echipa are un spirit de câștig care ne va ajuta în meciul următor cu Florești. După părerea ta, ce trebuie de făcut ca să învingem și în partidele viitoare, ca și în cea de astăzi? În primul rând, de muncit foarte mult pe teren și restul va veni de la sine. Bine, mulțumim. Salut! În primul rând, felicitări cu victoria de azi. Sunt trei puncte importante pentru Zimbru. Cum a fost meciul, după părerea ta? Mulțumesc mult pentru felicitări. A fost un meci destul de greu. A fost cam destul de greu de marcat primul gol. Însă, până la urmă, m-am marcat și am adus acele trei puncte mult așteptate pentru echipa noastră. Ce spirit are echipa la moment? După meciul de astăzi, pe cei ce am luat trei puncte, cred că s-a ridicat moralul la fiecare dintre noi și sperăm să o ținem tot așa mai departe. Cum ți s-a părut prestația ta în meciul de astăzi? Nu știu ce să spun în privința la prestația mea de la meciul de astăzi. Antrenorul o să-mi spun dacă am făcut greșeli sau n-am făcut. Părerea lui îmi contează mai mult decât eu pot spun că am jucat bine, pot spun că am jucat rău. Antrenorul are păreri mai bune, chiar vede din afara terenului ce am făcut bine și ce am făcut rău. După părerea ta, ce trebuie de făcut ca să învingem și în partidele viitoare, ca și în cea de astăzi? Părerea mea este că de la meci la meci trebuie să muncim din ce în ce mai mult, fiindcă suntem la jos de clasament și avem nevoie de fiecare punct și trebuie să muncim zi de zi ca să ne urcăm cât mai mult mai sus și trebuie să ne dăruim la fiecare meci. Bine, mulțumesc, succes în mai departe. Mulțumesc mult!